Doamnelor, domnilor, bună seara! Urmează știrile Clar TV Muștel. Iată care sunt principalele titluri ale ediției de astăzi. Explozie în blocul fostului primar Călin Andrei. O persoană a fost rănită și a ajuns la Spitalul Județean Argeș cu arsuri de gradul 1 și 2. Comunele din Muștel unite de mica unire. CSS din Nicu Golescu, misiune grea în capitală. Clipe de groază în această dimineață într-un bloc din cartierul Rotunda din Câmpul Lung. O explozie puternică produsă la un apartament situat la etajul al treilea i-a scos pe locatari speriați din casă. Deflagrația s-a produs din cauza unei acumulări de gaze, iar proprietarul locuinței, un bărbat în vârstă de 70 de ani, a suferit arsuri și a fost transportat cu o ambulanță la Spitalul Municipal pentru a primi îngrijiri medicale de urgență. Explozia s-a produs în această dimineață în jurul orei 9, în blocul 1, scara A, etaj 3 din zona Rotunda. Din primele informații, se pare că proprietarul apartamentului a încercat să aprindă focul într-o sobă metalică, alimentată la rețeaua de gaze printr-o instalație improvizată. În acel moment, gazele acumulate peste noapte s-au aprins la prima scânteie, iar soba a luat foc, provocând o explozie puternică, urmată de un mic incendiu. Deflagrația a fost atât de puternică încât geamurile și ușile apartamentului au fost distruse, bucăți din ele, dar și alte obiecte, fiind aruncate în decor pe o distanță de cel puțin de 20 de metri. Ceilalți locatari nu s-au ales decât cu o spaimă teribilă. La fața locului au intervenit două autospeciale de pompieri, un echipaj Smurd, un echipaj Saj, polițiști și jandarmi. Am deplasat cu două autospeciale cu apă și cu modulul B2. Ajuns la fața locului, am întrerupt gazele, am evacuat persoanele din apartamentele superioare și inferioare care au răspuns. Explozia a fost urmată de către un mic incendiu plecat de la o sobă improvizată, un godin, improvizat cu instalație pe gaz. Godinul fiind prevăzut pentru încălzire cu lemne și cărbuni. Proprietarul a suferit arsuri de gradul 1 și 2 și la nivelul căilor aeriene, a fost transportat la CPU Câmpul Lung de către echipajul Saj. Bărbatul de 75 de ani a fost transferat în cursul zilei de la Spitalul Municipal din Câmpul Lung la Pitești, la Spitalul Județean, secția chirurgie plastică. În acest caz s-a deschis o anchetă, urmând să se stabilească cu certitudine cauzele și împrejurările care au stat la baza producerii acestui incident. Autoritățile din Pitești au fost puse pe jar după ce un apel la 112 anunța un pericol iminent de explozie într-un bloc și asta pentru că a dispărut un contor de gaze și scara s-a umplut de miros de mercaptan. Lumea își făcea cruce văzând ce le-a trecut unora prin cap. Pompierii au ajuns imediat la blocul din cartierul Războieni din Pitești, acolo unde s-a anunțat mirosul pregnant de gaze. Problema a apărut după ce ar fi dispărut un contor. Un locatar a oprit robinetul. Lua cineva contorul de gaze de aici și ieșea gaze. Le-am închis în spatele blocului la bani și am închis gazele de la punctul central. Și cam atât, am sunat la un... Mirosea puternic? Foarte tare. Când s-au văzut cu pompierii la scara blocului, locatarii și-au făcut cruce și nu înțeleg cum cineva poate face un gest care îi poate costa viața. Au frate de gaze de aici și miroase gaze. Nu, pe ce s-o? Când am plecat pe la 13, ce era? Nu, nu era bine. Și pompierii au intervenit cu o auto specială pentru a se asigura că nimeni nu produce vreo catastrofă. De asemenea, în zonă a ajuns și o echipă de la firma furnizoare de gaze. Detașamentul de pompieri Pitești a fost solicitat să intervine la o sesizare miros gaze pe casa scării. Ajuns la fața locului, echipajul de pompieri a asigurat măsuri PSI până la sosirea echipajului Distrigaz. Nu se știe deocamdată dacă cineva a furat contorul de gaze sau cum a dispărut el. La blocul respectiv au ajuns și criminaliștii care încearcă să deslușească acest mister. Începând de mâine dimineață, o mare parte a țării se va afla sub cod galben de precipitații abundente, ploi, lapoviță, ninsori și polei, cu intensificări însemnate ale vântului.
Pentru regiunea de munte a județului Argeș sunt anunțate condiții meteo ce vor determina depunerea unui nou strat de zăpadă. Iar în zonele joase sunt anunțate ploi, vânt cu rafale de 50 până la 70 de km la oră și polei. Având în vedere atenționarea meteo valabilă din 24 ianuarie ora 4 până pe 25 ianuarie ora 14 pentru prevenirea producerii accidentelor de circulație, polițiștii argeșeni recomandă conducătorilor auto să se intereseze cu privire la situația meteorologică de pe traseul pe care urmează să îl parcurgă și să își echipeze autovehiculul corespunzător. Pe timpul călătoriei cu autovehiculul se va circula cu viteză redusă, adaptată condițiilor meteorutiere. În condițiile unui trafic aglomerat, precipitațiile pot determina apariția unor blocaje rutiere temporare. Reamintim că utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, iar autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante. Nerespectarea acestor obligații se sancționează cu amendă între 9 și 20 de puncte amendă și se va reține certificatul de înmatriculare al autoturismului, eliberându-se o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație. Acționați pedala de accelerație cu moderație atunci când drumul este acoperit cu zăpadă, gheață, polei, în condiții de ploaie abundentă sau de ceață. Nu uitați că puteți pune în pericol nu doar propria persoană, ci și a celorlalți ocupanți ai autovehiculului, dar și pe ceilalți participanți la trafic. Complexul comercial de lângă primăria municipiului Câmpulung a găzduit un vernisaj de pictură dedicat Micii Uniri. Pe simezi au fost expuse tablourile a 23 de artiști, membri ai Cenaclului de Arte Plasticei de Negulici, ai Asociației Localităților, Zonelor Istorice și de Artă din România, și chiar lucrările unor pictori din Olanda, Rusia și Republica Moldova. Lucrările a 23 de pictori au făcut obiectul unui vernisaj găzduit de complexul comercial de lângă primăria municipiului Câmpulung. Este prima care deschide seria expozițiilor din acest an. Intitulat Unde-s doi, valoarea crește, evenimentul reunește la oaltă artiști din Mușcel, Dâmbovița, Dolj, Târgu Mureș, București și chiar din Olanda, Rusia și Republica Moldova. O expoziție... Și asta într-un generic al aducerii aminte de ziua care în fiecare an noi o prezentăm publicului, Mica Unire, dacă acum un an, tot anul s-a vorbit de Marea Unire și se mai vorbește în continuare, anul acest, deci de fiecare dată, în fiecare an, sărbătorim la 24 ianuarie, Mica Unire. Alături de membrii Cenaclului de Arte Plastice de Negulici, prezenți la această sărbătoare a formelor și culorilor, s-au aflat oameni de cultură, dar și reprezentanți ai administrației locale. Compozițiile prezentate, care ne arată ce țară frumoasă avem, aduce un omagiu marelui eveniment important din istoria țării noastre și anume Mica Unire. Aceasta a stat la baza întemeierii României Mari. Sintetic menționez acest eveniment prin următoarele cuvinte. Artiștii noștri aspri artă spun de ce am apărut pe hartă. Țin sus și vie o gândire, vom exista doar prin unire. Dar visul ce împlinit la mână, pe apa sâmbetei se duce. Stare de fapt, bogată fie țara ori săracă, această horă nu-i o simplă joacă. Unirea o vom face numai dacă stăpânii lumii noastre vor să o facă. Evenimentul a fost puțin umbrit de anunțul președintelui Cenaclului de Arte Plastice Ide Negulici, Nelu Constantin, care și-a anunțat retragerea din fruntea acestui for de cultură. Nu credeam că vom reuși să facem 5 albume de artă. Nu credeam că vom reuși să ajungem membrii Uniunii Artiștilor Plastici. Nu credeam că vom reuși să aducem lângă noi pictori celebri în țară, pentru că am fost criticat și beștelit de mulți ce caut eu să aduc pictori în altă parte. Și am spus, fraților, trebuie să vedem unde suntem, să vedem ce facem, cine suntem.
împreună, vedem ce au făcut ei, ce facem noi, dacă suntem capabili sau nu suntem. Ne-am înfrățit cu al ziar, celălalt de arte practice, a ajutat o parte de sindicate cât a existat, pe aceea a fost luat de Casa de Cultură. Împreună cu această Casă de Cultură am păstorit acest cenaclu și am reușit să facem ceea ce nimeni nu se gândea. O parte din lucrările care sunt pe pereți sunt făcute de Victor Valoroș. Cine gândea cândva că la Câmpul Lung vor veni olandezi, belgieni, sirieni, turci, vorba lui Victorescu, avarii, gebinii, goze. Nu, au venit și bine italienii, francezi, germanii. Au venit la Câmpul Lung. De ce? Pentru că este patria frumosului. Eu am zis că dau frâile cenaclului pe mâna unor discipoli ai mei. Copiii mei, care împreună au învățat de la noi, au devenit membri cenaclului. Și ei, acum trebuie să ducă mai departe, cum și noi am dus mai departe de la concerte, de la Pohonțu, de la Donici. Asta este viața. Următoarea întâlnire a oamenilor de cultură va avea loc în luna februarie, când va avea loc ședința de bilanț și alegeri a artiștilor plastici din Mușcel. Manifestările dedicate Micii Unirii au fost organizate în Argeș din timp. Vremea însă a schimbat oarecum desfășurătorul și a scurtat durata evenimentului. Atracția a fost însuși Cuza, care s-a prins în Hora Unirii pe ploaie. Pe un vânt tăios și o ploaie rece, mocănească, aproximativ 200 de oameni s-au strâns în centrul Piteștiului, la monumentul lui Cuza, acolo unde s-a desfășurat momentul dedicat Unirii Mici. Fanfara Argeșul a fost vioara întâi alături de reprezentanții garnizoanei. Un drapel imens a fost desfășurat pentru această manifestare. Atenția a fost captată de întruchiparea lui Alexandru Ioan Cuza, actorul Puiu Mărgescu de la Teatrul Alexandru Davila din Pitești, prezent în mijlocul celor care n-au stat acasă. La final, el s-a prins în horă alături de trecători, oameni simpli, militari și organizatori. Ziua de 24 ianuarie a fost sărbătorită în inima Mușcelului, la Câmpul Lung. Comunele învecinate au trimis pentru omagierea celor 160 de ani de la Unirea Principatelor ansambluri folclorice și interpreți de muzică populară. Sala de festivități a primăriei, acolo unde s-a desfășurat evenimentul, s-a transformat într-un spațiu încărcat de istorie și tradiție. Sala de festivități a primăriei a găzduit astăzi un spectacol omagial dedicat Unirii Principatelor. De data aceasta, reprezentanții comunelor din jurul Câmpul Lungului au sosit pentru a prezenta un emoționant spectacol. Sufletul acestei manifestări a fost Simina Chiperi, nimeni alta decât președinta Asociației Regalia și fica primarului Ionel Dulamă de la Rucăr. Astăzi este o zi importantă pentru poporul nostru român și am adunat alături de mine reprezentanți ai comunelor mușcelene. Avem, în afară de Rugăr, avem Stoienești, Schitu-Golești, Dâmbovicioara, Mihăiești, un grup special de la Pitești, condus de Elena Iagăr și coordonat de Elena Sima, doamna Elena Sima. Avem Ioarele, Lărești, Stoienești, da, n-am zis Stoienești, și Poenarii de Mușcel.
Sala de festivități a primăriei a fost transformată într-un loc în care tradiția și istoria s-au împletit armonios. Din partea de nord a Mușcelului au coborât și au poposit la Câmpul Lung ansamblurile și copiii școlilor din Dâmbovicioara și Rucăr, cărora li s-au alăturat cei de la Stoienești, Lerești, Mioarele, Poenarii de Mușcel, Schitugolești și Mihăiești. Moldoveancă prin naștere și adoptată de mușceleni, binecunoscuta interpretă de muzică populară Elena Sima a sosit în inima Mușcelului însoțită de patru flăcăi pentru a aduce prinosul de recunoștință înaintașilor noștri. Pentru implicarea în viața culturală, Simina Chiperii a primit o diplomă din partea Asociației Unioniștilor, înmânată de Mihai Eftimie. Vreau să-i înmânez doamnei Simina diploma de ambasador a Unirii, care de-a lungul a peste 6 ani de activitate alături de Acțiunea 2012, era un copil când eram puțin chiar în țară și a răspuns unui apel, a participat alături de noi în acțiuni în țară, cum ar fi Cunoaște Țara, unde primul grup de basarabeni adus să-și cunoască țara a fost găzduit de familia Dulam și de Simina, care a reacționat la un apel pe Facebook. De la această impresionantă manifestare dedicată Micii Uniri, nu au lipsit nici oamenii politici, printre aceștia numărându-se senatorul Gheorghe Marin, ministrul secretar de stat Constantin Ivan, dar și consilierul județean Maria Cotenescu. Invitații au fost întâmpinați cu o expoziție de produse tradiționale sosite din zona Rucăr-Dâmbovicioara. Și cum această minunată sărbătoare a românilor nu se putea încheia fără Hora Unirii, toți cei prezenți cu mic, cu mare, de la vlădică până la opincă, s-au prins în dans. Echipa de volei a Clubului Sportiv Școlar din Nicu Golescu, care activează în campionatul național rezervat cadeților, se va deplasa în capitală, în vederea jocului cu formația CSM București A. Misiunea mușcelenilor este grea, dacă nu chiar imposibilă, de a se impune pe terenul bucureștenilor.
Echipa de volei băieți a Clubului Sportiv Școlar din Nicugolescu are o misiune grea duminică în jocul din deplasare cu formația CSM București A. Elevii profesoarei Raluca Olaru Moisescu, aflați la primul an competițional la nivelul cadeților, au resimțit din plin șocul în această ediție de campionat. Echipa din Câmpul Lung nu a reușit să obțină niciun punct, fiind în momentul de față lanterna roșie a clasamentului Seriei B. De partea cealaltă, echipa bucureșteană ocupă poziția a treia în clasament cu 15 puncte, la două lungimi în spatele ocupantelor primelor două locuri, CTF Mihai I București și Dinamo București. Etapa trecută, CSS din Nicugolescu a pierdut întâlnirea de pe teren propriu cu formația secundă a celor de la CSM București cu scorul de 1-3. Până la finalul campionatului regulat au mai rămas de disputat două etape cu excepția celei de duminică, iar mușelenii vor mai întâlni Dinamo București pe teren propriu și respectiv Academia de Volei Titanii în deplasare. Dacă la cadeți echipa CSS din Nicugolescu nu a avut un an competițional reușit, la Speranțe echipa se află în grafic, fiind calificată pentru turneul semifinal. După disputarea celor trei turnee valorice, echipa CSS din Nicugolescu se situează pe poziția secundă în clasament cu 9 puncte câștigate. Pe prima poziție se află formația CTF Mihai I București cu 18 puncte. Echipele de Ligă Secundă, FC Argeș și CS Mioveni se află în plină pregătire în aceste zile. Galben-verzi au jucat un prim amical după care au plecat în cantonament la Izvorani, pe când alb-violeții vor disputa primul test din această iarnă sâmbătă. Ambele formații și-au propus să promoveze la prima echipă cât mai mulți jucători tineri de la echipele de juniori. CS Mioveni a luat-o înainte rivalei FC Argeș și a disputat un prim joc de verificare sub noua conducere tehnică formată din Daniel Oprisa și Ștefan Nefitovici. Galbenverzii s-au impus la scor 9-0 în fața formației FC Star Sport Argeș, liderul seriei Centru 2 din Liga a 5-a. De la începutul săptămânii, Aiza și compania se află la Izvorani, la baza olimpică, într-un cantonament centralizat de unde se vor întoarce pe 1 februarie. Antrenorii Daniel Oprița și Ștefan Nofitovici vor lucra la partea fizică și la cea tehnico-tactică. Obiectivele noului staff tehnic în următoarea perioadă sunt clare, promovarea la finalul sezonului viitor, în timp ce pentru cea mai rămas din acest campionat se vrea o clasare cât mai sus și totodată formarea unui nucleu la echipă cu mulți tineri care să poată realiza ceea ce s-a propus în următorul an. Formația Fanion a județului FC Argeș va disputa sâmbătă primul joc de verificare din această perioadă de iarnă. Echipa pregătită de Emil Săndoi va întâlni de la ora 11 pe terenul sintetic de la Bradu pe Real Bradu, liderul diviziei D la fotbal. Confruntarea dintre Al Violet și formația pregătită de Cristi Negru ar putea fi devansată dacă vremea și condițiile meteo nu vor permite ca meciul să înceapă la ora stabilită de stafurile celor două echipe. La fel ca Daniel Oprița, și Emil Săndoi pune accent pe promovarea tinerilor jucători la echipă, astfel că a luat în pregătiri mai mulți juniori din propria pepinieră. Mâine în județul Argeș vremea va fi în continuare instabilă. Cerul va fi acoperit de nori și vor fi înregistrate precipitații mixte. Termometrele vor înregistra temperaturi ce vor urca până în jurul valorii de 4 grade Celsius. În partea de nord a județului vor fi înregistrate temperaturi de până la 3-4 grade. În partea de sud va fi ceva mai răcoare. Termometrele vor înregistra până la 0 grade, poate cel mult 1 grad la Buzoiești. La Pitești, termometrele vor înregistra până la 2 grade Celsius. Nici în Dâmbovița vremea nu va fi mai frumoasă și aici vor fi înregistrate precipitații mixte. Termometrele vor înregistra temperaturi ce vor varia între 0 și 3 grade Celsius. În partea de sud este posibil să fie înregistrate chiar și temperaturi negative. Acestea vor coborî până la minus 1 grad la Vișina și la Corbi Mari. La Titu și la Găiști vor fi înregistrate până la 1 grad, iar la Târgoviște vor fi până la 2 grade Celsius. La noapte, cerul va fi acoperit de nori, va ninge în continuare, iar termometrele vor înregistra până la 1-2 grade Celsius. Mâine, așa cum spuneam, cerul rămâne acoperit de nori, vor fi înregistrate precipitații mixte, iar termometrele vor înregistra până la 3 grade Celsius. De asemenea, sâmbătă va fi destul de cald. Termometrele vor înregistra până la 5 grade, cerul va fi acoperit de nori și va ploua. Duminică, cerul se va însenina treptat, vor fi înregistrate până la 3 grade Celsius. Acestea sunt momentan informațiile, ne revedem mâine seară. Doamnelor, domnilor, grupajul informativ se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a urmări o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Muștelean. Vă doresc vizionare plăcută și o seară frumoasă!